aveam prilejul să fiu aici cu voi și că sunteți așa de mult și că închei această zi. Pentru că ce vreau să împărtășesc astăzi cu voi este despre cine ești tu. Cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Și-s curioasă câți dintre voi v-a spus măcar o dată în viața voastră întrebarea cine sunt eu? Mi-a venit ideea asta în urma cu câteva zile, când am avut o discuție cu o prietenă foarte bună. Și pentru că nu mai vorbisem de anul trecut, am întrebat-o ce mai face și a zis, nu mai știu ce să fac, pentru că nu mai știu cine sunt. Mi-a fost greu să răspund la treaba asta. Dar m-a pus pe gânduri. Întâmplător, am stat de vorbă cu un prieten, care îmi spune așa, știi, eu aș vrea să fac tot ce-mi doresc în viață, dar pentru asta este nevoie să fiu înainte. Și am stat și am adunat tot ce am adunat de-a lungul vieții să văd despre ce este vorba. Și subiectul pe care l-am ales astăzi, mi se pare că întâmplător, pică foarte bine la finalul zilei de astăzi, pentru că ziua a început pentru noi aici cu Paul. Și Paul spunea la un moment dat că fiecare dintre voi aveți un copil supradotat în voi. Și așa și el. Și mi-a atras atenția pe prezentarea lui, scria la un moment dat acolo cum se salută copiii supradotați. Și am fost foarte curioasă. Știu un salut de copii supradotați și vă rog acum pe voi să salutați copilul supradotat de lângă măcar o persoană de lângă voi, în felul următor. Am să te rog să-ți ridici voluntar ca să facem o demonstrație mică de salut. Uitați-vă la copilul supradotat de lângă voi. Rugați-l să ridice mâinile în sus. Uitați-vă bine în ochii lui. Pentru că acolo o să găsiți copilul supradotat și spuneți din tot sufletul, dar din tot sufletul, ești extraordinar. Găsiți măcar doi copii lângă voi și spuneți-i acum lucrul ăsta. Mă bucur că sunteți aici și că poate un pic din tot ce s-a întâmplat în ziua asta adaugă ceva la răspunsul pe care vi-l dați vouă atunci când vă mai întrebați poate vreodată cine sunt eu. Pentru că după Paul a venit Răzvan și ne-a povestit de copil, despre copilul lui. Și ne-a lăsat cu un mesaj profund. Ascultă-ți instinctul. Da, poți să ajungi să te cunoști mai bine și să știi și să spui cu putere cine ești, cine sunt eu și când îți asculți instinctul. Și ne ajută foarte mult și copiii din viața noastră. Învățăm foarte, foarte mult de la copiii din viața noastră. Spun asta în calitate de mamă. Bineînțeles. Și-a urmat Adrian. Nu mai este aici. Adrian, care a avut o metaforă foarte frumoasă despre compartimentele din viața noastră. Poți să înveți cine ești când te uiți la compartimentele din viața ta, dar mai ales atunci
când mergi mai departe și după tine închizi ușa zilei de ieri și mergi mai departe, ca să afli cine ești. Da? Fizic cu zi. După Adrian, cine? Eu. Adela. Adela, felicitări pentru curajul de a ieși în față. Mulțumesc. Și să vorbești despre propria viață. Adela a ieșit în față și a spus cine este. Și a avut curaj pentru asta. Ea foarte mult curaj. Mulțumim, Adela, pentru curaj. După Adela, a venit Dragoș. Și mi se părea absolut senzațional că Dragoș a fost înaintea acestui discurs, pregătindu-l cumva, vorbind despre cum să scapi de stres. Întâmplător sau nu, la finalul discursului meu se leagă foarte mult și mai adăugăm puțin la cum să scăpăm de stres. Mulțumim frumos, Dragoș! Tot căutând să aflu eu răspunsul, m-am întors un pic în timp, am deschis ușile în trecut și mi-am adus aminte că prima dată când am luat eu contact cu noțiunea asta era cândva destul de târziu în viața mea, mă măritasem. Și când am ajuns la socrii mei, socrul meu m-a întâmpinat și mi-a spus, știi ce? Dacă în țigănie trăiești, țigănește vorbești. Nu m-am măritat cu un țigan. Dar pentru mine a fost foarte clar. Mediul în care sunt, adică mediul mă face pe mine sau ce se întâmplă? Și am fost pe urmă într-o corporație și adesea mă gândeam, sunt angajat aici, sunt angajat. Și auzeam tot felul de voci. Ești corporatist. Și într-adevăr, mediul în care suntem ne afectează, ne influențează și pune ceva în cine suntem noi. Dar nu doar atât. Pentru că am auzit de foarte multe ori, aveam cel puțin o prietenă care spunea adesea lucrul ăsta. Știi ce, dragă? Dacă nu-i place, eu asta sunt. Dar ta mama mai face. Adică sunt așa cum am născut și m-am născut și am primit la naștere o mulțime de daruri. Am luat cu mine la naștere, în termeni științifici, genele părinților mei. Așa se numesc, nu? Adică sunt un cumul, da? Și port în mine genele părinților mei și asta poate să fie de bine sau nu? Nu știu. Nu știu cu ce gen am venit, dar era interesant procentul pe care l-a spus Paul. Câți la sută dintre noi ne atingem potențialul? Că eu zic că toți suntem supradotați când ne naștem. Și atunci, de ce nu ne atingem potențialul? Cine sunt până la urmă? Sunt mediul, sunt genele? Care este, ce face diferența? De ce unii ajung foarte, foarte sus și pot să spună în gura mare, în fața mulțimilor, cine sunt și alții nu? Ce face diferența? Frica și de ce? Conștientizarea. Fiecare. Și mai ce? Înțelegerea. Convingere. Care în care vedem în felul în care? În care vedem, în care de ce să înțelegem. Am avut un exemplu extraordinar de frumos de la copilul meu. În vară a fost plecat în America cu un program pentru studenți și fiind acolo, uneori a fost bine, alteori a fost rău de tot. Dar la un moment dat mi-a spus el că s-a hotărât să nu mai lucreze unde lucra, că vrea neapărat să facă ospătar. Vreau să fiu ospătar pentru că acolo se câștigă bine. Deci să duc tinerii în America. Știi ce? Și un ban, nu-i așa? Și a zis, mă duc, mă fac ospătar. Și a vorbit cu managerul de la un restaurant. I-a intrat de pe depăsul piele și a zis, am fost și la interviu, i-a plăcut foarte mult de mine. Și am zis, mă, băie, în mintea mea, vreți să știți ce e în mintea unei mame? Că ați aflat ce e în mintea unui tată. În mintea mea era, mă, băie, te spotolește-te, deci tu n-ai făcut în viața ta o școală de ospătar, n-ai făcut un curs, ceva, n-ai dus în viața ta o farfuriuță cu ceașca de cafea.
N-ai cum să fii ospătar, aferentă. Dar el spunea entuziasmat că, mă, o să fiu ospătar și o să vezi că tot o să câștig. Îl întreb până la urmă. În interviu, în ce-a constat? M-a întrebat cum întâmpin clienții, m-a întrebat cum vorbesc cu clienții, m-a întrebat ce le mai spun cât stau la masă, la sfârșit, cum îi conduc spre ieșire. Doar atât. Da, ce-ai fi vrut? Nu te-a pus să duci o tavă plină cu pahare? Nu? Nu ți-a pus 15 farfurii pe mână să vadă dacă poți să le duci? Și am zis, ok, dacă au spătar, când o să fii acolo și o să fie nevoie să faci toate astea, ce o să faci? Răspunsul pe care mi l-a dat a fost o lecție maximă pentru mine. Dar era foarte degajat, a zis, mami, tu uiți că am în mine genele lui Mitică? Cine e Mitică? Nu, nu e taică-su. Mitică este socrul meu, cel care zicea vorba cu țigări. Pentru băiatul meu, în clipa aia, a fost de ajuns să știe că undeva cineva a știut să facă toate astea, cineva a putut să facă toate astea. Nu era nevoie să facă școli, nu era nevoie ca tatăl lui sau mama lui să fi fost ospătar. N-avea nevoie de asta. Și am zis, da, minunată lecție de încredere și de atitudine față de ce ai. Față de genele pe care le ai. Și gândiți-vă câte alte gene purtăm noi, dincolo de cele ale părinților. Și am zis, asta face diferența. Atitudinea asta față de ce ai. Ai un anumit mediu pe care îl vrei sau nu vrei la un moment dat. O să te plângi sau să faci ceva. Ți-a dat, Doamne, Doamne, ceva, porți în tine ceva. Ce porți în tine? Știi sau nu? Dacă o să află. După ce scap de stres. Pentru că diferența este... Un tip să duce la restaurant și în fiecare zi să duce la același restaurant și trec ani de zile și să duce la același restaurant și la același restaurant, la aceeași masă, mănânc aceeași mâncare în fiecare zi. Ospătarul care se vrea în fiecare zi este foarte surprins și se duce și îl întreabă. Spuneți-mi, vă simțiți bine la noi? Da, foarte bine. De-aia vin în fiecare zi la voi. Da, spuneți-mi, mâncarea vă place? Este cea mai bună mâncare. Mâncarea mai bună ca aici nu găsesc nicăieri. Dar, totuși, un feedback constructiv, trebuie să mai face ceva în plus pentru dumneavoastră? Da, sigur că da. Știți, mie îmi place foarte mult pâine. Și de fiecare dată când vin aici, îmi dați doar o singură felie de pâine. O spătar de a doua zi, a pus două felii de pâine. Spuneți-mi, vă rog frumos, vă simțiți bine? Da, foarte bine. Mâncarea acum este foarte bună. Aveți ceva, un feedback constructiv? Știți cum vă spuneam? Mie îmi place foarte mult pâinea. Dar e cam puțină. A doua zi, coșul plin de pâine. Și iarăși cere feedback, povestea se repetă până când ospătarul zice, domnule, zice patron, am un client special, o să facem ceva special pentru el, pentru că e fidel și merită. Bună idee, fii atent ce m-am gândit. Te duci la bucătărie și comanzi o pâine. Pâine întreagă, dar să fie așa mare, să depășească marginea mesei. Omul când vine să vadă pâinea care depășește masa, îți dai seama cum ar fi pentru el. Bună idee, șeful, asta facem. Și să zicem împreună cu șeful următoarea zi la client. Cum a fost mâncarea? Foarte bună. Cum servirea? Foarte, foarte bună. Mai aveți ceva? O dorință? Știți? Cum ziceam în fiecare zi, mie îmi place foarte mult pâinea și începuse să fie din ce în ce mai bine. Aveam din ce în ce mai multă pâine pe masă. Erau din ce în ce mai multe felii de pâine pe masă. Și ce credeți? Astăzi v-ați întors la o singură bucată. Atitudinea față de ce avem face diferența.
Și aveți suficient întrebări de la Dragoș ca să vă puneți pe gânduri de fiecare dată, într-o situație sau alta, când aveți o atitudine sau alta, cu stres sau fără stres. Pentru că în viața noastră s-o grămadă de stimuli pe capul nostru și a punctat câțiva de la claxon, de la șofer, de la cer, cum spun șoferii, până la șef, colegi și papucii de la ușă. Toate astea vin peste noi. Sunt stimuli la care de regulă avem o reacție cu stres. Ce facem ca să schimbăm această reacție și să ajungem la acel răspuns de care ne vorbea Dragoș? E o întrebare foarte bună. Ce să facem? Dar înainte de asta, vă spun doar atât. Se învață lucrul ăsta. Se învață asta în fiecare zi, în primul rând cu atenție. La ce să fim atenți? La tot. Nu-i cam greu să fim la tot. Că mai auzit o vorbă care zice că trebuie să fii responsabil de tot ce este în viața ta. Cum vi se pare treaba asta? Ați mai auzit și voi? Cine mai auzit că trebuie să fii responsabil de tot ce se... Cum e asta? Cel mai bun lucru spre sinucidere. Dar e o chestie grea. Cum să car atâta responsabilitate după mine pentru toată viața mea, pentru tot ce mi se întâmplă mie în viață? E grea. Dacă pun în spate, e grea, rău de tot. Ce înseamnă, de fapt, responsabilitate? Abilitatea de a răspunde. Este o abilitate. De a găsi răspunsul acela. În loc să avem o reacție. Este o abilitate. Se învață. Se învață fiind atenți în fiecare zi la noi și la reacțiile noastre. Pentru că putem să avem Domnului destule. Dar putem să facem ceva și să fim cine vrem să fim și să avem ce vrem să avem. Se învață. În fiecare zi. Asta este responsabilitatea pentru toată viața voastră. Să învățați să fiți cine vreți să fiți. Vă mulțumesc frumos!